Femeia de 30 de ani din satul Scăiuș, care a șocat o țară întreagă în urmă cu șapte luni după ce și-a sugrumat propriul copil, un bebeluș de numai un an și două luni, a fost condamnată la 20 de ani de închisoare. Crima a avut loc pe 5 august 2023 și a fost sesizată autorităților de bunicul bebelușului. Acesta a fost cel care l-a găsit pe micuț în urmă cu un an și două luni fără suflare și a indicat o drept suspectă pe fica sa, mama copilului. Aceasta l-a strâns de gât cu mâinile și i-a acoperit nasul și gura, provocându-i moartea. La șapte luni distanță de la tragedie, timp în care femeia s-a aflat în arest, a fost condamnată de magistrații Tribunalului Cara Severin la 20 de ani de detenție pentru omor calificat. Hotărârea poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile. Vă reamintim, la numărul de urgență 119 se pot semnala cazurile de abuz asupra copiilor.